Vreau să spun câteva vorbe despre scandalul ăsta cu Plași Bio. Dacă nu urmăriți, a pornit o fată, Nicoleta Dragnea, a pornit un grup de Facebook în care mai multe fete care au folosit niște cosmetice împotriva acnei, Plași Bio, da, firma Plași Bio a unei doamne care ea se pretinde a fi medic sau doctor și în realitate e o farmacistă, au folosit postele astea și le-a fost arsă fața. Deci au avut o reacție absolut contrară. De ce e important scandalul ăsta sau de ce este de urmărit, chiar dacă nu vă pasionează cosmeticele sau chiar dacă nu înțelegeți foarte bine ce se întâmplă, nici eu nu înțeleg foarte bine ce se întâmplă, dar urmăresc scandalul ăsta dintr-un motiv cu totul diferit. Motivul meu este profesional. Eu urmăresc scandalul ăsta. E interesant de urmărit reacția oamenilor când primesc recomandări de chestii foarte grele de la influencer, de la persoane care nu au nicio calitate medicală. Deci aici nu e vorba de vă recomand eu betonul de la Romcim, care este foarte bun beton și trebuie să mă credeți. Alta este când recomanzi o chestie pe care o bagi în organism sau ți-o dai pe față și îți provoacă niște reacții foarte nasoale, un medicament, orice tip de medicament. Mică paranteză. Primesc și eu destule cereri în perioada asta și de obicei de tot felul de medicamente bio sau mai puțin bio și băi, banii sunt mulți, deci n-aveți idee, pentru că marginea la multe din produsele astea e mare, marginea însemnând profitul. Nu pot să recomand pentru că unul nu folosesc multe medicamente, adică folosesc Nurofen, Calmotusin, 2-3 din astea și atât. Și nu pot să recomand oamenilor, iau și mâncați asta, nebunii la cap. Deci da, din punctul ăsta de vedere este foarte interesant de urmărit scandalul ăsta, cum reacționează oamenii când li se recomandă chestii de către, nu vreau să fiu rău, dar multe din fetele astea sunt niște analfabete. Deci ele abia știu să scrie în limba română și te uiți după cum scriu, că au terminat liceul mai cu greu, așa. A doua chestie interesantă de urmărit este devoalarea faptului că se schimbă, sunt niște bani care schimbă buzunarele. Și e interesant de urmărit la fel reacția oamenilor vis-a-vis de chestia asta. Bă, ăsta de fapt nu se dă cu produsul ăsta, bă, ăsta nu folosește produsul ăsta, ăsta de fapt minte ca un porc doar pentru bani. Și la fel, e interesant de urmărit reacția oamenilor vis-a-vis de chestia asta. La fel cum este interesant de urmărit reacția oamenilor prinși în această mărișcă. Adică în scandalul ăsta cu Plași Bio sunt Antonia, Adelina Pestrițu, Bianca Drăgușanu și încă vreo două fete de-astea de nivelul 3 sau 4. Larisa Udilă, Marisa Paloma, n-ați auzit de ele dacă nu sunteți în zona de influencerițe noi. Și e interesant de urmărit cum fetele astea nu pomenesc nicio secundă că ele iau bani ca să recomande produsele astea și cum reacționează la acuzația că ar fi luat bani. Deci dacă sunteți în domeniul digital și nu urmăriți scandalul ăsta, faceți o mare greșeală.